Potrivit statisticilor, nerespectarea regimului legal de viteză constituie principala cauză a producerii accidentelor rutiere. Șoferii uită că își pun în pericol propria viață, dar și a celorlalți participanți la trafic și gonesc mai repede decât permite legea. Acesta este motivul pentru care polițiștii buzoieni au efectuat astăzi, pe drumul European 85, o amplă acțiune de sancționare a vitezomanilor din trafic. Astăzi, pe drumurile europene și naționale din județul Buzău, se desfășoară o acțiune de prevenire a implicării conducătorilor auto în accidente de circulație pe fondul nerespectării regimului legal de viteză. De la începutul anului până în prezent au fost aplicate 8.500 de sancțiuni pentru nerespectarea regimului legal de viteză, reținându-se totodată 641 de permise de conducere pentru nerespectarea regimului de viteză. Deși drumul European 85, care leagă Muntenia de Moldova, a fost înțesat astăzi de radare ale poliției, nu puțini au fost șoferii care au fost sancționați de agenții de la rutieră pentru că au călcat pedala de accelerație mai mult decât permite legea. Mai auzit? Zim ultimele cifre. Mai câte o potuță. Mai da. Da. Că a fost înregistrat de aparatul radar în afara localității Oreavu. Știți unde este localitatea Oreavu? Cu viteza de 135 de km la oră. Da? Colegul meu o să vă întocmească un proces verbal și o să vină la dumneavoastră ca să-l semnați. Ați avut aparat radar pe raza localității Gura Călnoului. A fost înregistrat de către acesta cu viteza de 75 de km la oră. Viteza legală pe acest sector de drum este de 50. Toleranța, foarte bine o știți, de 10 km 60. Din asta vă încadrați în prima clasă de, a doua clasă de amenzi. O să aveți o sancțiune de la 580 la 725. Aveți 290 de lei, de achitat în două zile lucrătoare, 3 puncte la permisul de conducere. Da? 75 de oră, cam mult. În localitate. Cam mult. Asta e. Se mai întâmplă, de mai grăbim. Asta e. Sunteți, credeți că amenziile sunt cam mari? Sunt. La salariile care sunt acum și la pensia cât e de mică, dar asta e. Am călcat pedala, plătim. Astfel de acțiuni pe drumurile din județ vor continua și în perioada următoare, transmit polițiștii buzoieni de la serviciul rutier.